Prim-ministrul Ludovic Orban consideră că ar trebui crescută vârsta de pensionare pentru anumite categorii de angajați. Premierul a dat ca exemplu profesorii care ar putea avea opțiunea să lucreze până la 70 de ani. Declarația a făcut-o în contextul în care guvernul a stârnit un val de nemulțumiri după ce a anunțat că vrea să interzică din nou cumulul pensiei cu salariul în sectorul bugetar. Orban a spus că ar trebui crescută vârsta de pensionare și a dat exemplul profesorilor care ar putea să iasă la pensie la 70 de ani dacă vor să lucreze. În acea situație se află și medicii. Aceștia au declarat deja că vor lupta pentru drepturile lor cu toate forțele. Acest lucru va fi combătut cu toate forțele, pentru că nu ni se pare normal atâta timp cât în sistem nu există o predictibilitate a numărului de posturi care vor fi disponibile în următorii ani și a numărului de rezidenți școlarizați pe specialități, astfel încât să prevenim exodul medicilor. Nu este normal să prelungim vârsta de pensionare, pentru că nu vom face decât să creștem numărul de medici care vor părăsi România. Credem și am solicitat tuturor guvernelor din ultimii 5 ani și solicităm și guvernului actual să creeze mijloacele necesare astfel încât să știm exact de ce medici avem nevoie, pe ce specialități în următorii ani și să încercăm să școlarizăm fix pe acele specialități prioritare rezidenții astfel încât să ajungem ca în următorii 5-6 ani să avem exact câți specialiști ne trebuie și exact unde ne trebuie. Acestea nu sunt singurele categorii de bugetare afectate de modificările anunțate de guvernul liberal și polițiștii anunță că sunt împotriva ideilor acestora. Pensionarii care încă mai lucrează vor trebui să aleagă între salariu și pensie, iar mulți bugetari se pregătesc să plece acasă. Acestea sunt măsurile de austeritate anunțate deja de liberali.